Suntem alături de domnul comandor Chirila, șeful școlii de aplicație din Mangalia. Un om deosebit, un om care pentru tinerii de azi marinari a făcut și face foarte multe lucruri. Foarte multe încurajări le faceți acestor tineri și le dați. Ce s-a întâmplat în seara aceasta, domnul comandor? În această seară avem un moment de împlinire. Comunitatea navală din Mangalia și comunitatea navală din România este întărită datorită acestei întâlniri între generații. Este un lucru extraordinar ca tinerii marinari încorporați pe 5 mai să asculte de la veteranii marinei relatările faptelor din al doilea război mondial. Cu această ocazie noi am prezentat două cărți elaborate în cadrul școlii de aplicație a forțelor navale. Prima se cheamă Noduri și semne marinărești, care este un album cu lucrările realizate de instructorii din școala de aplicație a forțelor navale, care înfrumusețează cazărmile la bordul navelor, în unitățile militare, dar și birourile din comandamente. Lucrări realizate de instructori care cu imaginație și cu pasiune pentru marină au realizat aceste lucruri deosebite, aceste lucrări de bricolaj, aceste opere de artă pentru noi. Nu sunt extraordinare. Noi la școala de aplicație nu facem lucruri extraordinare. Facem pași mici, dar importanți în activitatea, în devenirea aspiranților, în devenirea soldaților profesioniști. Despre cea de-a doua carte, ce ne puteți spune? Cea de-a doua carte este o colecție de prezentări făcute cu ocazia Zilei Școlii de Aplicație pe 1 noiembrie 2013, când școala de aplicație a împlinit 111 ani de tradiție în instruirea echipajelor. Cu acea ocazie, noi am avut o serie de prezentări, în număr de 12 prezentări, care s-au referit la principalele arme care au schimbat războiul pe mare. Și am văzut în seara asta că aspiranții sunt în măsură să parcurgă acest proces, acest urcuș pe care l-am făcut fiecare la vârsta lor, de a cunoaște personal tactica navală, de a cunoaște evoluția armelor. Noi reprezentăm doar o etapă în evoluția marinei și a țării, dar trebuie să vedem etapele parcurse de înaintași pentru a putea continua. Dacă nu continuăm tradițiile marinărești, dacă nu continuăm ceea ce au făurit înaintașii noștri, s-ar putea la un moment dat să nu avem ce continua. Să uităm chiar. Să uităm. Pentru că nimic nu apare deodată, nimic nu este de neînlocuit. Mulți cad în părerea că tehnica modernă, tehnica IT poate înlocui tehnica clasică. Nu. Fără tehnica tradițională dispare mare parte din frumusețea armei marine, care stă tocmai în a lucra cu sextantul, a lucra cu echierul, a lucra cu compasul. Aici stă frumusețea și este ceea ce ne diferențiază de celelalte arme. V-am văzut foarte apropiat de tinerii aspiranți, ca un părinte chiar. Ați stat lângă ei, i-ați coordonat, ați fost și coordonatorul acestei lucrări. Cum s-a întâmplat să acești tineri să aleagă să lucreze alături de dumneavoastră? Acești tineri au participat în perioada septembrie 2013-februarie 2014 la cursul de pregătire pentru prima funcție, la cursul de bază, curs care îi pregătește imediat după ce încheie Academia Navală pentru prima funcție. În cadrul acestui curs noi avem obiective foarte clare și precise. Sunt obiective de învățare, obiective de dezvoltare a deprinderilor și priceperilor în lucru pe hartă, în folosirea tehnicii, în conducerea echipajului, în conducerea subordonaților. Dar avem și obiectiv de a dezvolta capacitatea de comunicare, atât orală cât și în scris, atât în limba română cât și într-o limbă străină.
Deci noi am îndeplinit un obiectiv didactic făcând aceste prezentări și am scos această broșură și am venit aici în mijlocul comunității navale din Mangalia cu ce este mai frumos. Deci noi suntem obligați prin natura profesiei să fim apropiați, să transmitem cunoștințe, să formăm deprinderi. Nu putem sta într-un turn de filde și forma aceste deprinderi de la distanță, pentru că nu se poate. Pentru tinerii din ziua de azi, le-ați recomanda această meserie? I-ați încuraja să aleagă meseria de marinar? Asta fac tot timpul, încurajez tinerii să vină la școala de aplicație, care este o poartă de intrare în forțele navale. Aici vin toți soldații care intră în forțele navale la școala de aplicație. Aici vin și aspiranții pentru pregătirea pentru prima funcție. Aici vin toate cadrele militare pentru a evolua în cariera militară. Bineînțeles că îi invit să intre în rândurile noastre și să continue. Este o armă frumoasă, este o armă cu tradiție, este o armă care ți asigură și o pasiune. Nu vii doar la serviciu ca să ai un salariu, vii și din plăcere și din dragoste pentru o meserie frumoasă care datează de milenii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comandor! Baftă în continuare și să fiți alături de tinerii noștri marinari. Vă mulțumesc, succes televiziunii dumneavoastră. Cu mare drag.